Ei, salutare lumea, stăților, la un episod de Sam, băieți, da, deci filmăm din nou un episod de Sam, bă, de când am mai postat, frate, Sam, am zis să încep de aici filmarea pentru că trebuie să filmez, e mai complicat, ok, e supi complicat, dar, ok, bă, înainte de ce vreau să vă spun că vă dau snap-ul meu azi, ziua cea mare, în care vă zic snap-ul meu, să mă adăugați dacă vreți, dacă nu vreți, nu mă adăugați. Pe cei care nu au băgat să-i salut baftă mai departe, vă s-a mortul, v-a lăsat. Nu a lăsat. Atunci cine s-a lăsat, frate, de a ieșit? Stai să vă, frate. Cred că un rank 6. Da, o renunțat un rank 6. Ăla a zis, să zic, Zubi, o renunțat. Bă, frate, ce a renunțat, mă, Zubi, bă? Că cred că tu ești tu la mine pe YouTube. Bă, Zubi, mă, m-ai dezamăgit, frate. Fa, nu mai, gata, nu mai vorbesc cu tine, frate. Mai, apropo, am și eu 3.003 ore pe Sam pe Steam. Bă, sonor n-am și eu, frate. Frate, în YouTube lumești. Mi-am făcut niște upgrade-uri la setup. Stați un pic. Așa, mi-am făcut niște upgrade-uri la setup. Mi-am pus un alt monitor. Am 3 monitori. Acum mi-am pus un sistem de boxe. Dacă în caz vine cineva sau să facem petreceri sau ceva. Mă rog. V-ați prins voi. Băi, frate, stai, spawn change HQ, că eu am la HQ, bă, deci pe data de 25 luna trecută am luat rank up la rank 4, deci mai o lună ar trebui și iau și rank up la rank 5, dacă mai stau până atunci, dar cred că mai stau pentru că asta e facțiunea mea de sule, frate, stau aici toată ziua, toată noaptea, da, mai stau 100% vreo 2-3 luni, depinde ce se întâmplă, frate. Că, bă, dar unde pot să mă țin o cifră, bă, de să ajung la HQ? Uite, acolo. E bine, mă. Și am zis să mai postez și eu un episod de Sam, că n-am mai postat de ceva timp și îmi ziceați în comentarii, bă, cutii, mai puteți zici tu Sam, hai, te rog, nu, asta le fac. Deci, au băieții, bă, cutii, mai puteți zici tu Sam, nesimțitule. Și hai să mai postez Sam, pentru că n-am. Mamă, ce activitate am luna asta, 6,7 ore, tip. Trebuie să 20 de ore, frate. Ah, ok. Hai să ajungem sus sau sar și eu de aici. Unde? Tip și pe aici pot să merg. Da, deci mă scuzați dacă mă aud un pic mai nasol, dar am microfonul pus pe masă, nu mai l-am pe suport pus. Băi, cine e, bă? Am pus să mort. What? Ce trebuie, bă? Ce? Da, de ce să vă spun snap-ul meu până ajungem? Deci snap-ul meu este Raul 2KK și numele Raul Alexandru. Dar voi acolo când dați la AdFriend scrieți Raul 2KK. Și vă dă ID-ul. Să mort, nici aici nu pot sar. Ba, mai aici pot. Da, mă, dar aici nu e bine. Aici trebuie. Aș. Păi dacă sar de aici m-am nenorocit. Rip. bă, nici nu știu ce să mai fac. Că de aia n-am prea mai... Ce? A, mai am 60%. Mi-apărea acolo că mai am 20%. Dar cred că era notificare mai vechi un pic, că eu nu prea mă uit la notificări. deci hai să mai vedem. Mi-a dat crash, să mortu. Mi-a dat crash. Toți morții, mă, de joc idiot. Ce să zic? Aoleo, mâncați aș. Hai să-i trebuie nou. Mamă, deci mi-i somn de mor, dar mi-i somn la modul somn. Am avut și meditația, zic că bă, nu știu care e faza de ce o renunța Zobie fea de că era un s-a adăugat cura advertibil motiv deci eu fiind răpit de punct. Bă, nasol, că să zic. da, mai am de niște treabă azi. Deci nu știu cât o să apuc să fac episodul ăsta, dar vă promit că ce o să urmeze o să fie super calmea. Pentru că o să, acum muncesc la un proiect în GTA 5. Nu vă zic despre ce, dar o să vă zic că este un film de vreo jumătate de oră, 40 de minute, nu știu cât o să iasă exact. Un film super șmecher, super șmecher. Personajul principal e Michael și nu vă mai zic mai mult decât asta, dar o să fie super șmecher. Nu e neapărat, adică e și de acțiune, dar nu e cu împușcături, cu chestii, cu misiuni, nu e ceva mult mai complex decât atâta. O să apară zilele astea pentru că am făcut de-abia 7 minute din ele, mi se pare, care o să fac de vreo 40 de minute. Dar deja proiectul este stabilit, am scris tot ce trebuie să fac, tot am
Tocmai doar trebuie să filmez și să editez, deci cam atâta, dar rest, planurile tot, deci știu practic cum va fi filmul, numai că nu l-am făcut încă tot, mai am făcut abia 7 minute. Încă nici n-am început acțiunea, dar știu ce vreau să se întâmple. Deci, bă, o să aștept, o să vedeți zilele astea, o să fiu pe șmecher. Deci azi e sâmbătă, da? Cred că miercuri sau marți, marți sau miercuri, sau luni. Luni, probabil în cel mai bun caz, dar nu cred că luni ar fi 10% șanse să apară luni, pentru că nu știu dacă am timp să-l termin până luni, pentru că nu muncesc toată ziua, muncesc și o oră, două pe zi și gata, și proiectul durează vreo 15-20 de ore în continuu, de muncă în continuu. Da, văd, probabil muncesc azi mai mult, că am liber mai mult, dar mâine nu știu când o să pun, că mâine am teme să le fac pe luni, mă știu, știu, frate, o să văd, o să vă promit că o să fie super, super ca lumea, o să fie ca lumea, ca lumea, frate, o să fie video, uite-mă, futuții aia, de fapt, de mi-ai futu-vă în gură, esclavi. Și au voie să facă deme dacă sunt mafie, că avem voie să ne batem deme, dar adevărul e cumva cât de, la ce țintă bun au avut, ia câtă viața are și na. Hai să mergem să o reparăm. Da, după ce filmez episodul ăsta, cred că o să mă apuc să mai fac la proiectul ăla, la chestii. Aoleu, ce era să bușesc, ok. Bă, mai nu știu ce să mai zic, frate, chiar habar nu am ce să vă mai zic în afară de fapt că sunt foarte mulțumit de proiectul ăla care muncesc acum la el și e ceva care n-am mai încercat niciodată să fac, dar acum din prima sper să... Bine, vă dați seama că nu o să fie camera movement-uri așa de OP sau chestii de astăzi, fie un film normal, mai de începător, dar cu o idee super tare care sper să vă placă și dacă mai vreți de genul, adică nu lasă sus încă, dacă o să vă placă și o să mai vreți, eu o să fac toată plăcerea ta odată la 4-5 luni, pentru că nu stau atâta să muncesc în fiecare zi, știi? Că așa aș putea spus și o dată pe săptămână, dar aș munci 5 ore pe zi în continuu, fiecare zi doar pentru voi și așa. Eu sunt mort, mă, s-au adăugat acum 2 minute pe blacklist, 2 minute și plătit blacklist-ul, lul. Bă, adevărul e că nu e chiar așa de scump blacklist-ul, dar apare urât acolo, că îți rămâne un log, gen, știi, uite, mai bălă, eu nu sunt blacklist. Dar și dacă era, am fost și am plătit și numai ies, mi-apare acolo, dacă am fost pe blacklist vreodată, și apare urât, știi, ce naiba, faci prostii să fii pe blacklist. Eu pe contul ăsta n-am niciun ban, niciun mute, doar kick-uri am pentru testing și chestii de astea, dar alea nu sunt sancțiuni, alea, kick-urile nu sunt sancțiuni, acum depinde și pentru ce e kick. Dar dacă e kick pentru testing, nu sunt sancțiuni. Deci n-am nicio sancțiune, practic, pe contul ăsta. Și sunt foarte mulțumit de chestia asta, că eu aproape, de fapt nu, într-un an, am reușit să fac un cont de Bizon cu level destul de mare, părerea mea. M-am mai puțin și la level 36, 593 de ore, astea sunt cam puține orele pentru level 36, dar nu contează, nu mai interesează așa de mult orele, pe când mă interesează de level-ul, să arate acolo frumos, dacă m-am o să mă duc. Nu! Nu! Fuck! Da. Și sunt foarte mulțumit, frate, că am reușit să fac contul ăsta într-un an. Adică nu a trecut încă un an. Un an se face în ianuarie 2018. Sau în februarie, nu, dar cred că în ianuarie 2018 se face un an. Deci încă n-are un an contul ăsta și am reușit să fac chestiile astea pe el. Deci nu mi-e scris de așa ceva. Bine, și nu m-am jucat zilnic. M-am și lăsat vreo două luni. Nu m-am lăsat de server. Mă refer un an de când am făcut contul ăsta, știi ce zic? Ia asta e slash shop. De Black Friday, ofertă, slash pin. Dar au zis că pe la ora 8 mă bag ofertele, nu? Shop. Da, pe la ora... Bă, stai că am 300 și ceva de gol, cred că, frate. Dacă faci o ofertă 70% la 108k sau... La ăla să facă 70, mă, 182k și să... Nu știu, frate, o să văd la ce o să fac oferte mai bune. Sau ia să... La ce aș mai putea să facă... Bagă mai repede, gata, oricum am murit. Bă, la ce ar putea să mai facă, frate, mie ofertă? Stai, 6.000 gol, cam câți bani ar veni în... Bă, nu, frate, nu, mă rog. Că poate bag un pay save de 25 și îmi fac să-mi iau ușor niște gol, frate, ca să am. Mi-am luat 5 nickname pe contul ăsta, că am avut bani de 5 nickname. Că știți că se numea, contul ăsta se numea Zetov. Și am asemenea și Raul 2K. Și am pus punctul ăla că mai era cineva cu Raul 2K și... N-am văzut să-mi pun același nume. Și nici măcar cu... Literă mare la început n-am avut să... Nu m-a lăsat pur și simplu, zicea că numele deja e folosit și... Ce puneam? Raul 3K, ce pune? Da, fraților, sper că v-a plăcut episod. Dacă mai aveți episod de cu Sam în continuare, dați și voi un like. Deci da, vă așteptați proiectul la auzit, să iasă ceva extrem de tare, super, super tare să iasă. Vă garantez eu că o să vă placă la nebunie și o să mai vreți și o să dați share. Da, asta vreau să dați share pentru că, având în vedere că o să muncesc peste 15 ore la chestia aia,
gen muncă continuă, și render încă vreo 5 ore, la câte efecte am pus și chestii de astea. Ar trebui să dați share dacă mai vreți așa ceva. Na, băieți, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Salut! Am zis salut! De obicei opresc filmarea, am zis salut! Nu, asta pornesc filmarea. Am zis salut! Nu știu de pe ce opresc filmarea, așa că o să opresc din manual, din OBS. Ne vedem data viitoare, salut!